Cine spune că femeile sunt mai prejos decât bărbații, greșește fundamental. În Comuna Iepureni, din 2016, gospodarii locului au dat undă verde ca în fruntea primăriei să ajungă o femeie. Carmen Bâlbâie, om al locului, care conduce cu multă abnegație și bărbăție, dar cu gingășia caracteristică femeilor, primăria din Iepureni. Pe agenda domniei sale, singurul lucru de pe biroul primarului, s-au scris ordonat ca la școală prioritățile sale în mandatul 2020-2024. Vrea cu ardoare ca anul acesta locuitorii satelor componente să meargă pe asfalt. Bună ziua și o primăvară frumoasă, doamna primar! Bună ziua și bine ne-am găsit! O primăvară frumoasă tuturor! Probabil că ar fi fost mai frumoasă dacă nu erau conflictele din Ucraina. Probabil că am fi fost mai fericiți, mai liniștiți, cu gânduri bune și liniștiți fără acest război lângă noi. Măcar suntem împăcați că nu avem niciun amestec în acest lucru. O să ne afecteze că suntem vecini, așa să spunem, în România cu Ucraina. Dar trebuie să fim optimiști, să privim partea frumoasă a vieții și a lucrurilor și să mergem înainte. Acum, la început de primăvară, ca în prima zi de primăvară din 1 martie, aș fi urat tuturor femeilor, că e luna femeilor, să aibă o lună frumoasă, să fie sănătoase, cu pace și cu liniște, dar, cum am menționat, gândurile mele zboară spre acele mame, spre acele femei care și-au trimis copii în război, fie că sunt din Ucraina, fie că sunt din Rusia, sunt tot femei care suferă. Și nu mă bucur atât de tare această lună anul acesta. Sperăm să fie frumoasă și liniște și pace în suflet. Într-adevăr, e dureros să vezi suferința oamenilor de lângă noi, ce cam taie din elan, dar bănuiesc că primarului de Iepureni nu-i taie așa de tare elanul războiului din Ucraina. Trebuie să rămână în slujba cetățenilor. Să mergem înainte, să-i sprijinim cu tot ce putem. Ne-am propus, dacă ne se va cere ajutorul noi, legătura cu primari din Suceava, Botoșani, care, dacă au persoane care au nevoie de ajutorul nostru, ne deplasăm și sărim în sprijinul lor, facem, colectăm anumite bunuri sau dacă au nevoie de cazare, ne-am mobilizat deci și putem și noi să-i găzduim. Da. Mămici cu copii sau... Da, la asta ne gândim, la copii, că pot fi și a noștri, oricând ne putem pune în locul lor și cred că nu este plăcut pentru nimeni, dar suntem pregătiți dacă cumva ne cer sprijinul, noi să-i ajutăm. Păi ați mediatizat și prin noi, plus că aveați avut contacte directe cu colegii primari de ale noastre din zona Botoșanului, Suceava, așa că cei care au momentan nevoie de ajutor, îl găsesc și necondiționat. Primărița de la Iepureni și sătenii de aici vor fi alături de dumneavoastră să dea o mână de ajutor femeilor care trec prin momente grele ale vieții. Haideți să intrăm, doamna primară, în probleme. Ce aveți pe agenda de lucru pentru 2022 în Comuna Iepureni? Agenda noastră de lucru este în fiecare an foarte bogată. Avem multe proiecte pe care an de an sunt necesare cetățenilor din comună. Trebuie să dezvoltăm această comunitate din ce în ce mai mică, că ne doare sufletul, că pleacă mulți afară, mulți nu se mai întorc din persoane plecate și stabilesc domiciliu în străinătate cu copii, bătrânii rămân singuri. Îmbătrânesc locuințele, avem multe locuințe în care nu mai stă nimeni, nu mai au proprietari, copiii sunt plecați. Ne-am dorit să-i aducem înapoi acasă, încercăm să facem totul, să creăm acele condiții pe care le au ei în afară
și să facem totul să-i aducem înapoi. Deci ar trebui locuri de muncă, un trai civilizat, n-ar zice că nu este. S-au făcut pași mari în direcția asta. Ne-am dezvoltat. De exemplu, avem apă în toate cele patru sate, apă curentă. O parte din șosele s-au asfaltat. Am dezvoltat iluminatul stradal cu lămpi cu LED-uri. Am stabilizat anumite ravene unde, de exemplu, satul Porgă era în pericol să, datorită alunecărilor de teren, era în pericol să se prăbușească. Am făcut treceri peste calea ferată tot în satul Porgă. Deci viața oamenilor s-a schimbat și eu spun în bine. Nu, asta nu că apreciez. Eu sunt un om care mă critic, nu mă apreciez. Dar ne dorim ca această comunitate să se dezvolte din ce în ce mai mult, să ne ridicăm la nivelul meu, încet, încet, dar facem pași mici, într-adevăr, dar sunt siguri, într-o direcție bună, adică să dezvoltăm această comunitate și oamenii să se simtă în siguranță, să aibă toate condițiile și gândul nostru în permanență este la cetățenii acestei comune. Aveți avantajul că vă aflați la o distanță relativ mică față de Vârlat, municipiul Vârlat, de Murgeni, cu altă fostă comunitate, ce, sat care trebuia să ajungă oraș. Oamenii din Epureni sunt oameni gospodari. Da, noi crescători de animale. Avem și crescători de animale, oameni harnici, sunt asociații, sunt care s-au dezvoltat, asociații agricole. Deci oamenii care au rămas și-au găsit calea, sunt oameni gospodari, oameni buni, primitori. Nu cred că v-aș... Văd cum arată casele, ce sunt. Da, într-adevăr, se vede dezvoltarea din ce în ce mai mult și chiar am observat că acolo unde noi, administrația, am reușit să creăm anumite condiții, apă, asfalt, au început să apară și case noi, oameni tineri, să se mute. Nu-și mai doresc aglomerația orașului, unii dintre ei vor liniștea de la țară, aerul curat. Mai ales că școli, pădure, da, suntem înconjurați de păduri. Încercăm să creăm condiții pentru toți cetățenii noștri și în special pentru cei care ar dori să se întoarcă acasă. Pentru anul 2022, pe primordial pentru toți cetățenii comunei este asfaltul. Așa i-am simțit, așa îi simt în fiecare zi când stau de vorbă cu ei, își doresc asfalt. Să iasă din o gradă în papuci, da? Nu că ar fi noroi la noi, nu că ar trebui să ieșim din noroi, că noi avem grijă, administrația, să pietruim, dar nu este suficient. Nu, pietruirea nu mai este suficientă pentru omul de la țară. Omul de la țară trebuie să aibă condiții ca la oraș și pentru asta luptăm. Drept urmare, am obținut fonduri de la Compania Națională de Investiții, am obținut un proiect de asfaltare a 4 km de drum în satul Iepureni și Horga și deja am dat ordinul de începere, adică Compania Națională de Investiții a dat ordinul de începere, am luat legătura constructorul cu noi, am predat amplasamente. Deci se deschide șantierul. Și de la 1 martie, adică de astăzi, oficial este deschis șantierul. Cât ții? 4 km? 4 km. Numai în deci în două sate. În două sate, în satul Iepureni și în satul Horga. Pentru că continuarea. Nu e neapărat continuarea, pentru că datorită configurației geografice, comuna Iepureni are foarte multe pante abrupte. Și era necesar, de la fiecare ploaie, oamenii sufereau și era necesar să stabilizăm aceste drumuri, piatra. La Horga ați avut mai mari probleme? Și în toate satele, peste tot am avut probleme. Cele mai mari probleme le aveam la Bursuci, dar acum s-a rezolvat la Bursuci. Mare parte din probleme le-am rezolvat prin asfaltare. Deci am asfaltat 5 km la Bursuci, multe probleme legate de drumuri, adică oamenii când ploua nu mai ieșeau decât cu smurdul din Bursuci. Era o situație foarte critică și această problemă am rezolvat-o încă din primul mandat. Acum îmi doresc să rezolv, cea mai mare dorință a mea ca primar este să rezolv cu asfaltarea
satului Bârlălești și Iepure în Vale. Dacă partea de Horga, partea de Iepure în Deal s-a rezolvat prin acest proiect la CNI, îmi doresc să, prin programul Anghel Salini, să rezolvăm și această problemă. Sperăm că anul acesta să fie încununat de succes și să rezolvăm această problemă. Este satul Bârlălești, este singurul sat fără asfalt și asta mă doare cel mai tare și pe oameni, și pe oameni, pentru că din spusele lor spun că sunt ultimii din comun. Așa a fost să fie. Așa a fost. La urmă, așa a fost să fie, dar eu cred că cei din urmă vor fi cei din tâi. Sunt convinsă că va ieși o lucrare foarte bună, adică proiectul este foarte bun, am făcut și proiectarea tehnică. Vedem cu Anghel Salini, sperăm să obținem finanțare. De la județ, ce semnale aveți? De fiecare dată când am fost în impas, că fiecare comună mai are probleme, mai niciodată banii care ne sunt din buget nu ne ajung ca să facem tot ce ne-am propus. Noi avem o agendă foarte mare, cu multe lucruri de făcut. Nu putem să le facem pe toate odată. Cum niciun cetățean la casă la el nu-și construiește casa sau își face totul într-un an. De la prima hârtie până la ultima îți trebuiesc ani. Faptul că unele proiecte ajung la finanțare, munca din spatele hârtiilor, nu o vede nimeni până când ajunge. Nici banii cheltuiți. Da, să știți că e... Sunt niște sume de bani. Da, începând de la proiectare, de la studii tehnice, de la cărți funciare, studii geo, expertize, toate sunt niște sume fără de care nu poți și pe care trebuie să-i cheltuiești din buget. Noi sperăm că anul ăsta să rezolvăm partea asta cu Anghel Salini, mai avem parte de gaz și canalizare pe care ne-am propus-o, reabilitarea tuturor școlilor. Am reușit să reabilităm școala Bursuci, avem o școală nouă și frumoasă. Aveți școli în toate cele patru sate, nu? Da. Deci aveți ceva copii în... Să știți că dacă la începutul anului 2016, când am preluat mandatul, aveam 420 de copii. Acum avem 240. Doamne, aproape sau în jumătate? Da, nu? Da. E da. Bine, natalitatea este altă, există justiție. Natalitatea este în scădere, cu asta ne confruntăm. Dar fie și un singur copil să-l avem, un singur, așa, tot ne dorim să învețe în condiții normale. Condiții neonormale, eu aș zice, eu aș vrea standarde europene, adică să fie ca afară. Da, avem, nu ne mulțumim. Ba da. Sanitare în interior, ne-am luptat să facem grupuri sanitare în toate școlile. Deci la Horda am pus containere, fose septice, chiar acum 2 ani la Bursuș-Vale, dar din păcate n-am mai învățat copiii decât un singur an, nu? Că sau efectivul de copii a scăzut. Mai avem o problemă cu școala din Bârlălești, unde datorită faptului că erau puțini copii, cei de la minister au spus că nu se justifică cheltuiala. Și atunci am inițiat un proiect pe care l-am depus la Ministerul Mediului, anvelopare clădiri, în care am prevăzut în acest proiect și grupuri sanitare, schimbare de uși, geamuri, centrală termică, dar este în evaluare la Ministerul Mediului. Deocamdată nu avem încă un răspuns, dar noi muncim ca să le depunem, să reușim să obținem finanțare. Sperăm ca și copiii din Bârlălești să beneficieze de condiții. Nu mai este normal ca în secolul 21 să toaleta să fie în curte. Da. Ca femeie sunt convins că la alegerile din 2020 v-ați propus un lucru să-l realizați în cam mandatul 20-24. Care e ăla? Cu siguranță el există. Și vă bateți pentru el până, cum se spune, în plânzele. În mandatul ăsta nu mi-am dorit decât un singur lucru, decât să asfaltez satul Bârlălești. Atât mi-am propus. Bine, propunerile sunt mai mari. Dar din toată inima, ăsta este singurul meu proiect pe care
mi l-aș dori să-l duc, să-l finalizez. Da, de suflet. Deci sufletul meu, așa spune el, mi l-aș fi dorit din mandatul trecut. Dar tot, nu. Mi-au reușit altele, cu altele. Nu le-am, nu neapărat că nu am vrut sau că nu am... Așa a fost situația, așa au fost să fie. Au intrat la finanțare. Cred că în anumite lucruri, când ți le dorești din toată inima, poate nu-ți reușesc. Poate ar trebui să fiu mai relaxată și atunci probabil că lucrurile se vor aranja. E greu pentru o femeie să fie primar de comună în județul Vaslui? N-aș putea să spun că primar de comună în județul Vaslui e mai greu ca tu primar să fii județul, nu, eu sunt mândră, sincer, eu sunt mândră că sunt din județul Vaslui, eu știu că sunt oameni, nu, vă spun, și chiar mă deranjează când spune cineva că sunt din Vaslui, da, sunt din Vaslui și sunt mândră că sunt din Vaslui. Bine, noastră sunteți din Bârlad, mai mândră. Nu neapărat din Bârlad, sunt... Da, am crescut la Bârlad, măritată la iepureni, cu familie din iepureni, nu, de 27 de ani sau 28, nici nu mai știu cât sunt, noi avem afacere aici, noi afaceri în casă. Da, ce să zic, ca primar este greu, pentru că... Fie că ești bărbat sau femeie. Eu zic că femeile, să mă ierți, bărbații, dar asta este, luna martie, e luna noastră. Să mă ierți, să-și le spun din toată inima, femeile sunt mai bătăioase. Asta, așa, femeile sunt, să zic, mai serioase. Mai serioase. Nu că ceilalți n-ar fi, dar mă refer mai... Cum să zic, noi dacă ne-am propus un lucru, până când nu îl ducem la bun sfârșit, nu ne lăsăm. Nu neapărat că aș face o diferență între colegii mei primari, să mă ierte dumnealor, că deci toți o ducem. Femeia primar. Femeia primar, sunt, dacă poate, deci femeile în general, dacă pot duce o casă, pot duce și o comună, pot duce și o țară, femeile sunt mai rezistente. O să provoc că vreau să aud. Da. La stres, au anduranța mai mare, mai rezistente la stres, pentru că este, cum să zic, această funcție este foarte stresantă, care îți ocupă foarte mult timp. De multe ori toată energia ți-o canalizezi la muncă, nu, îți mai rămâne și pentru acasă, nu zic că nu. Dar... Ce zic copiii? Mami, de ce te-ai dus primar și n-ai rămas tu, nu știu ce? Pentru că ei sunt privați de da, sunt privați de prezența mea foarte mult timp. Ne bucurăm de orice clipă care putem să o petrecem împreună. Mai soțul mă susține, mă compensează. Bunul Dumnezeu mi-a dat un soț foarte bun, extraordinar, un om extraordinar care mă susține, ne susține reciproc, suntem căsătoriți anul ăsta plinim 30 de ani. Mulțumesc. De căsnicie, un om extraordinar și nu mi-aș fi dorit altul. Copiii sunt mândri că mămica lor e primăriță? I-am întrebat în sensul ăsta. Și-un băiat, da. Nu i-am întrebat dacă sunt chiar atât de mândri sau... Dar... N-ați simțit deloc? Câteodată da, câteodată nu, dar nu vreau să aduc problemele de serviciu în familie și niciodată nu discut despre problemele comunității cu ei acasă și nici cu... Siguranță, nu acest lucru vreau să evidență. Probabil că sunt mândri pentru că cel mai tare se bucură când eu reușesc în un proiect. Atunci spun, am reușit. Niciodată nu spun înainte decât când ducem... Știu sigur că... Și atunci când ai finanțarea, tot ce mai întâmplă. Poate un constructor să dea faliment, poate să se întâmple o criză economică, poate să nu mai continue niște lucrări din anumite motive. Și nici atunci nu e sigur că treaba ta nu s-a terminat decât atunci când s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor. Au fost sau ați simțit în dumneavoastră o dorință de a depăși colegele dumneavoastră
mă rog, în anumite domenii din județul nostru? Nu știu dacă m-am gândit. Nu știu dacă m-am gândit la o ambiție personală. Nu m-am gândit niciodată la o ambiție personală. Eu întotdeauna am o relație foarte bună cu toate femeile primare din județ și din țară. Deci noi ne ajutăm și ne sprijinim ca și femei. N-am avut niciodată o dorință să o depășesc. Că doamna Paula Hurtoană de la Zorlen Mici nu se compară, îi cer sfatul și ne sfătuim de fiecare dată. Cu doamna primar de la Dodești, la fel. Cu doamna Alina Munteanu de la Grivița, la fel. Deci nu am o dorință ascunsă să depășesc o femeie primar. Fiecare are particularitatea ei în comunitate. Nu sunt lucrurile la fel pentru nimeni. Dar dacă întâlnim o problemă, să știți că mă sfătuiesc foarte bine cu primărițele din județul nostru. Și din țară. Am participat de multe ori la fac parte din organizația de femei. Am participat la multe întâlniri cu femeile primari din țară, cu femeile intrate în politică. Am învățat să ne sprijinim, să ne ajutăm, să ne sfătuim. Fiecare are câte o problemă unde nu știe cum să o abordeze. Și atunci găsesc sfaturi la femei primari, la colege din politică și sfaturi bune. Nu am ambiții din astea să-mi depășesc ca un anumit coleg. Fiecare, v-am zis, în comuna ei are anumite particularități. Toate suntem muncitoare. Orice primar, că e femeie, că e bărbat, fiecare cred că dorește ca în comunitatea lui să aducă bunăstare. Nu cred că cineva este... Afară de drumuri, canalizare, ce-și mai doresc concetățenii dumneavoastră să aveți pe agenda de lucru? În afară de aceste lucruri, cetățenii... Fiecare care... un cetățean când vine la primărie să-și plătească dările, mai spune, da, știți? N-ar de pe la mine pe stradă, dar la mine mai pus piatră, dar la mine nu-i robinet. Fiecare se plânge de ceva. Aceste lucruri le discut, le rezolvăm când omul niciodată. Întotdeauna venim în sprijinul lor, întotdeauna le ascultăm. Că e bine, că e rău, mergem, constatăm, venim în sprijinul cetățenilor. Că avem, că nu avem, ne dăm peste cap, poate ne împrumutăm, poate achiziționăm niște materiale mai pe datorie. Dar acel om nu rămâne fără să-i rezolvăm o problemă. Nu vine nimeni la primărie să spună cât de bine o trăiește el. Da, decât dacă are o problemă. Și dacă omul are o problemă și a ajuns la noi, noi trebuie să o rezolvăm. Sincer, cetățenii din comuna noastră își doresc să treacă pandemia, își doresc să treacă războiul, să ne mai întâlnim cum ne mai e așa, datinile și obiceiurile cam dispar dacă mai continuăm în ritmul ăsta cu distanțare și cu anumite restricții. Și își doresc să ne întoarcem la vremurile care erau înainte de pandemie, când ne întâlneam. Mai des, când vine acum 8 martie, ne întâlneam la Caminul Cultural, îmi invitam femeile, stăteam împreună, cânteam, dansam. La sărbătoarea Teiului, la datinile și obiceiurile de iarnă, când tot la fel organizam la Cămin. Și mi-este foarte teamă că aceste tradiții vor dispărea. Să sperăm că nu aveți dreptate, eu sper să nu aveți dreptate. Chiar când veneam spre dumneavoastră, am auzit pe Ministrul Sănătății, domnul Rapila, spunând că se ridică o serie de restricții, vom avea voie să ne adunăm la manifestări de familie 200 de persoane, deci undeva se mai dă drumul la vis-a-vis de pandemie. Mai dificil e că nu știm ce naiba se întâmplă cu războiul ăsta nenorocit. Aici nimeni nu poate să prevadă nimic. Așa este. Și că poate până la 8 martie poate e liber și dar nu e timp scurt de acum. Nu, sigur nu vom putea face adunări publice. Dar la sărbătoarea Teiului sperăm din toată inima să știți că începutul primăverii frumoase deja e înflorit Teiul
Ultima sâmbătă din luna? Ultima din duminică din iunie. Din iunie? Da. Dar mai era la început. Nu, în iunie. În iunie? În iunie. Ultima duminică din iunie? Din iunie, da. Din locul vine. Da. Sperăm să fie bine, pentru că era un prilej să ne întâlnim cu toții. Veneau și din alte sate, veneau și copiii din care erau plecați, colegi de școală, vecini, ne întâlneam, socializam. Era sărbătoarea Teiului, da. Ziua comună, practic. Da, sărbătoarea Teiului este ziua comună, pe care s-a oprit la ediția 22, adică de 22 de ani era tradiția de ziua comună. Dar sperăm ca în orice asta să o continuăm. Nu ne dorim să dispară această sărbătoare, este sărbătoarea noastră și oamenii și-o doresc. Văd pe agenda dumneavoastră 10 de obiective, o listă întreagă de dorințe, obiective, puncte de lucru, ce e, doamna? Deci, în fiecare an, la sfârșitul anului, deci aceste obiective sunt trecute la sfârșitul anului 2021 pentru anul 2022. Ce obiective ne-am propus pe acest an? Deci, începând de la lucrări de refacere drumuri după calamități, acest proiect care intră acum la asfaltare, care este trecut ca numărul 1. Refacere drumuri după calamități, după cum știți, vara trecută comuna Iepureni a fost măturată de situații, de fenomene extreme. Deci am avut situații extreme, case inundate, drumuri distruse. Am depus din nou la Compania Națională de Investiții un proiect care vizează asfaltarea 17 km de drum. De fapt, calamitatea au fost 20, cred că mai bine. Nici nu mai știm cât atât de inundațiile care au fost vara trecută. Avem un centru de zi pe care l-avem finanțat prin fonduri europene, care sperăm că anul acesta în mai să fie finalizat. Da, este pe fonduri europene. Avem la Compania Națională de Investiții depus un proiect dispensar cu locuințe pentru medici. Ne dorim ca să aducem medici în comună. Medici tineri trebuie să aibă unde să locuiască. Avem deja depus proiectul, este stabilit locul. Acum este în evaluare la Compania Națională de Investiții. Dacă se deschid și alte linii de finanțare cu ușurință, dacă merg treburile mai greu la companie, o să nu... Treceți pe Angel Salin, pe alte linii de finanțare, fonduri europene și alte linii de finanțare. Din câte am înțeles că prin programul național de redresare și reziliență se vor deschide linii de finanțare pentru astfel, pentru unități sanitare. Sperăm, dacă nu reușim la companie, dincolo cetățenii își doresc un dispensar în comună. Faptul că acest dispensar va avea etaj cu locuință pentru medici sau așa, sperăm să atragem și medici tineri, cadre medicale. Dintre alte priorități avem iluminatul stradal, etapa a doua, iar am depus cerere de finanțare la Ministerul Mediului, pentru că în prima etapă am reușit să punem 400 de lămpi în toată comuna, pentru că aceasta era, să zic, condiția. Dacă noi avem o comună cu 3000 de locuitori, puteam să obținem un anumit număr de lămpi cu LED. La mărimea noastră, a comunei noastre, avem 400 de lămpi cu LED. Ceea ce este în detrimentul celorlalți cetățeni, care nu am reușit să punem în centrele satelor, pe drumurile principale din satele noastre, dar își doresc și ceilalți cetățeni care stau mai la periferie, care nu stau în centru și ei sunt anii noștri, trebuie să fim alături de ei și am mai depus un nou proiect, Iluminat Stradal, etapa a doua, care totuși se va deschide sesiunea, cred că în aprilie. Adică de evaluare, să vedem. Din alte, căminul cultural de la Iepureni dorim să reabilităm prin anvelopare clădit, tot prin PNRR, căminul cultural la Vârlălești, tot prin PNRR, anvelopare, primărie și modernizare. Pentru că noi avem o primărie micuță, nu neapărat că salariații primăriei trebuie să aibă niște condiții, dar suntem totuși în secolul 21. Ar trebui și primăria să intre în un ampul proces de modernizare.
Acum avem pe final un teren de sport unde am început lucrările anul trecut. Urmează ca anul acesta să le terminăm. Astea fiind finanțate din bugetul local. Copiii nu prea aveau unde să-și practice sportul, tinerii, chiar profesorii de sport de la școală, este relativ aproape de școala din Epureni, mi-ar dori câte un teren de sport în fiecare sat, dar fiind fonduri proprii, sperăm pas cu pas, anul ăsta la Epureni, la anul un următor, o sat și tot așa. Din lista care mi-am propus-o pentru anul acesta, mi-am propus și un proiect de canalizare. Mi-am propus să mergem mai departe cu proiectul de extindere rețea de gaze. Sperăm ca să găsim înțelegere tot prin PNRR, adică, nu știu, sunt la operatorii de gaz care să vină să liciteze traseul de la noi din comună, astfel încât. Acum, având în vedere cât s-a făcut prețul gazului, nu știu cam cât, și faptul că noi suntem înconjurați de păduri și așa, se impune, dar totuși suntem în secolul 21, oamenii sunt în vârstă. Fiecare își doresc, adică nu mai iau atâta putere să mai facă focul la sobă, să mai taie lene, să mai... Și probabil că va fi benefic să aibă și să avem și gaz în comună. Rămâne ca investiție... Noi să facem parte dintr-o asociație cu comuna Șuletea, cu orașul Murgeni, cu Fălciu, cu Berezeni, o asociație de dezvoltare. Sperăm că fiind în asociație să avem și finanțare, să obținem și finanțare. Da, acum Dumnezeu mai știe. Deci unde, da. Văd că deja anumite investițiile aveți finalizate că sunt în circuite, da? Nu, acum nu. Cele care sunt în atenție în sensul că pot să le fac în primul trimestru, celălalt e mai... Le-am stabilit un pic cât pot face acum cât e vreme mai... puțin favorabilă pentru a ieși în teren în construcții sau în altceva și celălalt care putem să facem prin hârtii, prin birou, până putem să trimitem la instituțiile abilitate, să le facem pe parcurs. Sperăm, în total am 23 de obiective stabilite anul acesta, uitându-mă la anul precedent, dar eu sunt mulțumită dacă reușesc jumătate. Dar contează foarte mult să-ți propui, să ai un plan și să te străduiești și să-l îndeplinești. Da. Ne-am mai propus câteva case în satul Bursuci și Bârlălești, care unde nu am ajuns cu rețelele de apă, adică case izolate, unde la momentul respectiv ministerul a spus că nu se justifică investiția, fiind, dar sunt proprietarii noștri, trebuie să vedem. Cu... local? Da, dacă nu reușim pe extindere, de prin PNR-ul acesta care spun că vor finanța și lucrări de apă și canalizare, o să facem pe bugetul local, că trebuie să-i sprijinim și pe ei, chiar dacă stau mai la periferie sau mai izolați. Mă rog, eu spun, anul acesta v-am zis, singurul obiectiv pentru care nu mi-ar mai trebui să zic așa alt gândul meu cel mai mare este că asfaltul din satul Bârlălești, acolo cetățenii își doresc din toată inima și probabil nu neapărat ca să reușesc al mandatul. Asta va fi mulțumirea mea pentru următorii ani. Pot să nu mai candidez. Dacă eu reușesc să... Eu sunt mulțumită ca primar. Pe unde am trecut a rămas ceva. Doamna primar, o ultimă întrebare. Prin comuna dumneavoastră trece calea ferată, Bârlad, Murgeni, Fălciu. Fălciu, da. E nefolosită de ani și ani. V-ar avantaja dezvoltarea comunei dacă s-ar găsi un investitor să ia, să pună un tren sau... Ne-ar avantaja mai ales pe cetățenii din satul Horga și chiar cei din Epureni care au acces la calea ferată și de mulți ani se duceau la Bârlad cu tren.
fiecare, cel puțin era halta Șuletea care era în satul Horga, halta Bujoreni care era în satul Iepureni. Nu aveam mașini pe vremuri, mergeam la tren, vremea era un mijloc de transport sigur. Cetățenii făceau naveta cu trenul, se duceau la muncă cu trenul, deci ne ajuta la dezvoltarea zonei. Pentru că oamenii făceau naveta, era mai ieftin, se duceau la muncă. Mulți erau navetiști. Acest tren îi ajuta să deplaseze la locul de muncă, să vină înapoi acasă. E drept că acum au apărut mașini, microbuze, dar o să mai spun pe... Și nu știu cât... Deci și-ar găsi utilitate în dezvoltarea armonioasă a satului românesc și a comunei. Da. Vă mulțumim și vă dorim succes. La toate cele două. Măcar la jumătate. Asfaltul ăsta când... Cu mare drag. Când tăiați panglica. Să vedem și noi băbuțele din sat, în papuci, bucuroase. Da. Vă zic că... Am scăpat de glot, impropriu. Impropriu spus, pentru că noi nu mai avem noroi nici într-un sat. La noi nu se pune problema noroi. Nu există uliță nepietruită, dar, după cum am spus, nu ne mai mulțumește pietruirea. Ulița pietruită față de asfalt e... Da, oamenii își doresc civilizație și noi ne străduim să le aducem această civilizație. Eu ce să vă zic, fie un gând bun. Multă sănătate tuturor, pace și bucurie în casele tuturor. Sunt multe de făcut în satele județului Vaslui. Sunt multe de făcut și la Iepureni, dar femeia primar nu este speriată de volumul mare de lucru și se zbate să aducă zona cu oameni harnici și gospodari acolo unde, spune Carmen Bâlbâie, este locul.